În internatele din Drobeta, Turnul Severin, elevii confirmați pozitiv sunt separați imediat de colegii lor și sunt cazați în izolator până când vin părinții să ia acasă. Măsurile sunt luate pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. De altfel, și numărul celor cazați într-o cameră a fost redus aproape la jumătate pentru a se respecta distanțarea fizică. Și în cantinele liceelor au fost luate măsuri pentru evitarea aglomerației. Drept urmare, copiii mănâncă în mai multe seri. La internatul Colegiului Național Pedagogic Ștefano Dobleja din Drobeta, Turnul Severin, s-au luat măsuri concrete pentru respectarea normelor sanitare impuse de pandemie. Așa se face că numărul paturilor dintr-o cameră a fost redus aproape la jumătate. De asemenea, a fost desființată sala de meditații, iar la cantină copiii merg să mănânce pe serii anume alcătuite pentru evitarea aglomerației. În cazul în care sunt depistate cazuri, elevele, camera este izolată, elevele merg acasă, camera se izolează, se face dezinfecție. Noi nu am avut cazuri de COVID, doar în școală unde au fost raportate și fiind colegi cu celelalte din clasă, atunci am fost anunțat și s-a luat această hotărâre. La masă se merge în două serii de dimineață, la orele 7-7.40, la prânz se merge în trei serii, la orele 11, 12, 13 și 14 și seara în două serii, la orele 18 și orele 19. Copiii sunt testați atunci când intră în internat? Nu sunt testați. Casandra este elevă în clasa 11-a. Fata este cazată la internat și spune că se simte în siguranță întrucât sunt respectate toate regulile. Cum e toată perioada asta așa pentru tine? Puțin dificil din cauza normelor de siguranță și din cauza creșterii cazurilor de COVID. Te simți în siguranță aici la internat? Da. Pentru că ne sunt asigurate în fiecare zi dezinfectarea în camere, curățenia, la baie avem săpun, dezinfectant, tot ce ne trebuie, apă caldă. Cum e cu distanțarea în camere? De un metru între paturi și suntem 5 fete din aceeași clasă și nu au voie alte fete din alte camere sau alte persoane. În internatul Colegiului Național Pedagogic sunt 95 de elevi înscriși. Acum 3 camere, 3 dormitoare sunt suspendate pe timp de 14 zile. Nu s-au îmbolnăvit copii din internat, dar sunt copii în clasele cărora au fost niște cazuri de COVID. Asta înseamnă că acele clase au intrat în izolare pe perioada stabilită de DSP. Prin urmare, copiii care erau în aceste clase se deplasează acasă și susțin orele online. În cazul în care cei cazați prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2, aceștia sunt consultați la cabinetul medical al liceului. Dacă se confirmă că sunt pozitivi, sunt duși în izolator până la venirea părinților. Camerele în care au locuit sunt dezinfectate și sunt închise pentru 14 zile. După perioada de carantină, elevii care au trecut prin boală se pot întoarce în internat pe baza unui test COVID negativ.